Ei bine, în calmarea spiritelor speră și Cleopatra Stratan, a cărei familie din Basarabia este destul de îngrijorată în această perioadă. Ce se întâmplă? O să aflăm chiar de la Cleopatra. Am și un mărțișor pentru ea, cât și pentru toate doamnele și domnișoarele care se uită la noi la emisiune. Așadar, Cleopatra, un 1 martie, dacă se poate, spune, cu multă pace. Cred că asta e tot ce ne dorim. Așa și e, cu liniște. Cred că toată lumea își dorește pace și liniște în casa fiecăruia, în familie, de fapt, peste tot. Exact, Eduard, te salut. Sunteți copiii aia frumoși și mă bucur că suntem astăzi împreună la emisiune. Îmi pare rău că suntem în momentele astea. Deci nu vine să cred. Adică niște momente atât de agitate și atât de complicate. Cum e la tine acasă? Cine mai credea că o să ajungem în situația asta în 2022, știi? Adică noi tot ce vedem la televizor și tot ce auzim și citim, că te urmărește chestia asta la tot pasul, ni se par a fi desprinse dintr-un film, documentar, ceva, că noi nici n-am trăit vremurile alea în timpul războiului. E surprinzător, exact, tot ce se întâmplă când vezi imaginile astea, sunt îngrozitoare și înfiorătoare și în același timp panica creată în jurul oamenilor. Chiar vreau să te întreb, cum e familia ta acolo la Chișinău? Familia mea e bine, din câte știm cu toții, Republica Moldova este în siguranță. Sperăm să nu se ajungă la cazul de Doamne ferește, dar sunt bine. Citesc și știrile, sunt la curent cu tot ce se întâmplă, la fel și noi, și cred că toată lumea vrea să știe și să vadă ce urmează să se întâmple, în așa fel încât să se pregătească în cel mai rău caz. Dar sunt bine. Sunt îngrijorați? Și noi suntem îngrijorați. Adică... Pentru că și noi și ei sunt foarte aproape. Poate noi avem un avantaj că suntem în Uniunea Europeană, suntem membri NATO, pe când Republica Moldova... Ei sunt perete în perete, cum exact, ar zice. Nu e, n-are aceste avantaje și de asta te întreb dacă e un pic mai multă panică. Nu știu la nivel de țară cât de multă panică este, dar mă refer la Moldova, dar părinții mei le-am zis că în caz de în cel mai rău caz, au unde să vină, noi suntem aici, suntem ok, dar sperăm din suflet nici măcar la asta să nu se ajungă. Da, îți dai seama, sunt momente extrem de dificile. Aveți prieteni care erau în Ucraina? Aveați prieteni în Ucraina? Dar noi am fost fix acum noi am fost în Slatina, acum 2 luni, că am fost în ianuarie. În ianuarie am avut un concert acolo și... Și imediat la o lună... Și imediat la o lună, da. Dar uite că... chiar și atunci se vorbea de începerea unui război. De posibilitatea unui atac. Da, nu, ni se părea ceva așa, nefiind adevărat. Ieși din comun, doar da. O idee așa, ceva banal. Dar uite că... Dar aveți prieteni din Ucraina? Aveți prieteni, oameni pe care îi cunoșteați acolo? Nu, rude, prieteni, neamuri nu avem. Toți cei pe care îi cunoaștem sunt fie din România, fie din Moldova, care să zicem că e cel mai aproape. Dar chiar din Ucraina nu avem. Ce o să fie, o să vedem, să sperăm că o să fie lucrurile bune. Uite, chiar vreau să mergem acum să vorbim puțin cu Mihai Leca. Este fotbalist, un om care a stat în Ucraina destul de mult, la Liov, în prima ligă ucrainiană, echipa de fotbal. Așadar, Mihai, te salut! Vă salut, bună ziua! De cât timp erai în Ucraina? Am semnat cu echipa FC Lviv în octombrie. În octombrie. Spune-mi ce mai știi, noutăți de la foștii tăi colegi de echipă, de la prieteni, de la oamenii cu care te cunoșteai acolo în Ucraina. Care sunt așa ultimele vești pe care le-ai tu? Din câte am vorbit așa cu colegii de la echipă, majoritatea au încercat să-și aducă familiile în Lviv, pentru că e mai în siguranță. De exemplu, unde avem noi baza de antrenament, se află la 15 km de oraș și era o zonă mult mai safe și majoritatea au încercat să-și aducă familiile acolo. Știi ce vreau să te întreb? Poți să-mi spui cum a fost drumul tău spre vamă când ai plecat de acolo ca să poți să ajungi în țară? Da, a fost foarte dificil, deoarece lumea a intrat în panică și a existat două accidente pe drum. A trebuit să o luăm la pas cam în jur de 8 km, 10 km, pentru că nu era nicio șansă să mai mergi cu mașina. Am ajuns la vamă și cred că erau în jur de 3 sau 4.000 de persoane deja care vreau să părăsească țara. Femei, copii, bărbați. De toate vârstele. Practic ați mers 8-10 km pe jos pentru că a fost acel accident ca să puteți să ajungeți în vamă. Da, și deja lumea intrase în panică și începuseră să meargă din două benzi, să transformaseră în patru și nu mai respecta nimeni nicio lege.
era o catastrofă pe șosea, adică și cu bagajele, cum am luat-o pe jos, te uitai stânga-dreapta, nu știai de unde vine mașina să nu te lovească. Practic asta este imaginea unor oameni care vreau să fugă din calea războiului, știi, să salveze. Uite, când văd imaginea asta cu copii, cu bătrâni care au plecat din Ucraina, sunt te răscolesc. Da, mai ales când am ajuns la vamă, ce mi s-a părut, adică exact ca în filme, treceau mașini, noi aveam două porți pe unde puteam să trecem pe jos și mai exista încă o poartă pe unde treceau mașinile și veneau mașini în care erau, nu știu, o familie, soție, bărbat și un copil și începeau să bată în geam femei cu copii în brațe, dacă poate să ia și pe ei să treacă vama și nici măcar nu se uitau în ochii lor sau să le deschidă ușa să le spună că nu vor să-i ajut sau ceva de gen. Ceea ce mi s-a părut, adică vezi o persoană cu un copil mic în brațe și ai loc în mașină și nu vrei să iei, adică, nu știu, numai să fii, să n-ai suflet să faci ce ceva. Cât ți-a luat să treci vama? 14 ore. A fost un haos total, deoarece nu erau organizați. Toată lumea a fost luată prin surprindere, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Da. Cred că am mai povestit, în două ore am făcut decât doi pași, deoarece pe partea stângă lăsau foarte mult să treacă femeile copii, cu copii mici, și în partea dreaptă unde stăteam noi bărbații, copii peste 10 ani, nu știu, cred că la un sfert de oră ne lăsa să trecem câte 5-10 persoane. Important e că ai ajuns acasă, că oarecum mulți refugiați de acolo pot să intre în țară și primesc sprijin din partea noastră, pentru că sunt foarte mulți oameni care, foarte multă umanitate și solidaritate din partea semenilor noștri care s-au dus să ajute, adică oameni care s-au dus efectiv la graniță cu alimente, cu haine, cu mâncare, nu contează că eram dezorganizați, dar doar să dăm o mână de ajutor, mi s-a părut senzațional acest lucru. Să știți, ce am văzut și la televizor, adică noi chiar am făcut tot posibilul să întâmpinăm cât mai bine și să-i ajutăm. Noi când am ieșit la graniță cu Polonia, vă spun sincer că nu neapărat pe mine, dar lumea care trecea vama nu era întâmpinată cu nimic, nici măcar cu o sticlă de apă sau ceva de gen. Adică ce diferență am văzut cum îi întâmpinăm noi și față de alte granițe. Adică mare. Tu spui că noi am dat dovadă de multă umanitate și am primit pe oamenii ăștia ca și cum fac parte din familiile noastre. Să știți, să știți. Adică dar n-ai cum, uite, dacă te uiți la imaginea asta cu copii mici, cu mame, cu părinți, mai ales noi cei care suntem părinți sau cei care au părinți în viață, e complicat, adică nu te poți gândi că poți să-i lași pe oamenii ăștia, adică ce suflet trebuie să ai? Așa e și gândiți-vă că acum temperatura a scăzut foarte mult față de seara în care am trecut eu. Atunci ajunsese temperatura la 0 grade și din câte am vorbit acum au ajuns chiar și la minus 4, minus 5 grade și vă dați seama ce greu e să ții un copil mic acum atâtea ore la graniță. Sau... Știi, și pentru un om matur e greu, dar vă dați seama pentru un copil. Exact. Mihai Eleca, știi ce vreau să te întreb? Deci tu jucai la această echipă în Liga întâi ucraineană și vreau să te întreb ce se întâmplă cu contractul tău. Acum s-a întrerupt 30 de zile, am vorbit cu cei din conducere și majoritatea spun că nu mai există nicio șansă să continue acest campionat. Noi mai aveam de jucat încă 12 meciuri. Eu pe 31 mai urma să termin contractul și mai aveam încă un an de să prelungesc. Vă dați seama, acum sunt în discuții să reziliez și să îmi caut alt angajament până în vară măcar. Să nu rămân. E clar la ce se întâmplă acolo că numai de campionate nu mai stă cuiva gândul, știi? Adică da. După dezastru. Și chiar dacă o să se oprească, vă dați seama că nimeni nu mai e în siguranță, adică nu se simte în siguranță. Nu poți să aduce o groază de lume la un meci, că nu știi ce se poate întâmpla în orice clip. Dar parcă nu-ți mai arde niciun meci după ce au fost bombardamentele astea, clădiri distruse, drumuri distruse, oameni care n-au adăpost, adică ce naiba? Da, adică mai ales de când am ajuns acasă și am văzut, atunci nu prea am avut timp să mă uit foarte mult la știri, dar acum când văd imaginele ce și în oraș unde am fost eu și în toate orașele, când văd ce catastrofă e, nu știu, chiar
sunt foarte fericit acum că am putut să ajung acasă, că nu vine să crezi ce se poate întâmpla. Îți mulțumim mult de tot, să ai sănătate, să-ți găsești un club și să poți să-ți continui activitatea. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu, Doamne ajută, la revedere! Mulțumim! Mulțumim, Mihai Leca. Mamă, când vezi poveștile astea, știi, nu, zici că e exact cum spuneai, că e în film. Nu-ți vine să crezi, un documentar, nu are cum să fie real. Dar uite, și acum îmi vine greu să cred că trăim o istorie, practic, adică... Nepoții noștri sunt înveți la școală mai ales despre copii, asta. Cred că... Plus ce s-a întâmplat în pandemie, adică a fost o altă etapă a istoriei și acum trăim altceva. Acum e partea a doua. S-au gândit că mai trebuie... Da, să se termine cât mai curând. Ceea ce mă bucură, pe de altă parte, sunt oamenii care ajută și asta cred că putem să facem și noi, să ajutăm oamenii, uite, chiar după emisiunea. Asta o să mergem și noi să donăm... ceva din sufletul nostru, oamenii. Alimente, haine, și asta un ajutor. Da. Chiar îndemnăm toată lumea toată să lumea fac să poată asta. Cu orice are, pentru că umanitatea nu are nici granițe, nu are limite, nu are nimic. Da. Nici, să fii om cu om nu te costă nimic. Dar din mai mult să te ajuți frații, că... pentru că suntem aproape, sunt de noștri cumva. Da. Exact. O să intrăm în legătură directă și cu Răzvan Raț, om care a stat în Ucraina. Câți ani, Răzvan? Te salut! Salut! Cât în Ucraina? 10 ani? E fotbal la cel mai înalt nivel? 10 ani, da. 2003-2013. Răzvan Raț a jucat la Donetsk, acolo, nu? Unde practic am văzut ce se întâmplă. N-ai o pereche de căști, Răzvan? Se aude cu foarte multă microfonie. Te rog. Pentru că am vrea să ne auzim cât mai bine. Omul ăsta, practic, 10 ani a jucat fotbal în Ucraina. A stat chiar în Donetsk, avea afacere acolo, avea case, avea... la un moment dat, țin minte că m-am întâlnit cu el și mi-a povestit, păi mie mi-a rămas casa, mașina, mașini, tot ce aveam acolo, intact. Și au rămas acolo. Da, faza e dacă mai sunt în aceeași stare. Nu mai avea atunci. Era omul care spunea că a pierdut milioane de euro cu tot ce s-a întâmplat acolo. Și asta înainte să izbucnească acest război. Atunci dai seama ce senzație oamenii care au stat acolo sau și-au făcut joburi, au avut treabă acolo și acum... Da. Gândește-te că uite, ne uităm la oameni ăștia care au mai am văzut imaginele de mai devreme cu copiii, cu familiile, care au plecat practic din Ucraina și se uită în urmă și văd imaginele astea unde de fapt văd orașe distruse și își văd casele distruse, își văd locurile distruse. E incredibil. Incredibil ce se întâmplă. Răzvan, am revenit. Haide că încerc. Da, haide că încercăm. Astea sunt condițiile în care suntem în ziua de astăzi. Încercăm să ne conectăm cu cât mai multă lume prin Skype, prin FaceTime, prin WhatsApp, prin absolut orice posibilități, ca să ne auzim cât mai bine. Acum ne auzi? Tu ne auzi? Eu, de bine, nu-mi dau seama de ce nu se conectează căștile. Ok, haide să spunem care e situația, cum e la tine, acolo aveai toate lucrurile. Situația care Răzvan, fii atent, e prea important ce vrei să ne spui. Răzvan, e prea important ce vrei să ne spui. Răzvan, să sperăm că acum ne auzim. Și eu sper că mă auziți. Te auzim perfect, să nu te miști, să pierdem semnal. Spune-ne care e situația, cum vezi tu toate lucrurile astea? Că tu ai stat în Donetsk 10 ani și tu ai prins și o perioadă când erau aceste schimburi de focuri între separatiști și populația de acolo. Acest război, cel puțin din partea acolo unde am stat eu în Donbas, n-a încetat niciodată. Din februarie 2014 s-a tras neîncetat. Acum, într-adevăr, este mult mai, să spunem așa, intensitatea este una mărită, dar tot ceea ce s-a întâmplat în sau ce, atâția ani, sunt 8 ani de zile în care în Donbass s-a tras cu regularitate. Ce aveai acolo? În 10 ani știu că aveai casa ta acolo, aveai mașina, aveai afaceri, aveai... Da! Casa, mașinile, alte proprietăți, oricum, să fie vorba între noi, sunt trecute la pierderi mai de mult, nu acum.
Sunt trecute la pierderi de când, practic, Donețu a fost ocupat, nu? De separatiști. Da, de undeva. Asta se întâmpla în februarie, exact acum 8 ani, în februarie 2014. Da, totuși mai sperai că poate se rezolvă lucrurile și că poți să te întorci, să-ți recuperezi din amintiri, că multe lucruri sunt amintirile tale acolo. Am sperat, de ce nu, și dar cred că speranțele au început să, sau ultimele speranțe au murit odată cu ceea ce se întâmplă la momentul ăsta. Ai prieteni acolo, ai stat 10 ani, familii pe care le cunoșteai, ai vorbit în perioada asta cu oamenii de acolo, cum e, ce zic? Da, sunt foarte mulți foști colegi cu care sunt în legătură și pe care trebuie să-i ajut, sunt aproape să intre în România, sunt prieteni care n-au legătură cu fotbalul. Chiar astăzi o să treacă granița soția și copilul portarului de la Dinamo Kiev, cu care eu sunt foarte bun prieten, și o să stea la mine. La mine acasă mă refer. Între timp mai am și alți prieteni sau alte cunoștințe pe care o să-i ajut. Am pus și o parte din hotelul de la Slatina, l-am pus la dispoziția autorităților în cazul în care în zona respectivă apar refugiați să îi poată caza acolo. Mă bucur să aud că ești, încerc să ajut, ești unul dintre oamenii implicați 100%, pentru că practic 10 ani să locuiești în Ucraina, ai înțeles cine sunt oamenii aceștia, te-ai atașat de ei, iată, i-a dus pe unii să locuiască la tine acasă, hotelul de la Slatina, unde mai demult am filmat și noi, poate fi la dispoziția refugiaților. Mi se pare senzațional ce faci și sincer, din toată inima, te felicit, Răzvan. Bine, în afară de asta sunt foarte multe, adică am deja să spunem așa, câteva proprietăți în București și acolo o să-i cazez pe prieteni sau foști colegi care probabil că o să treacă granița undeva mâine. Sunt foști colegi care sunt actuali jucători la Shakhtyor, jucători de echipa națională cu care eu am jucat foarte mult timp. Ei sunt deja de două zile și jumătate pe drum, sunt undeva prin Moldova la momentul ăsta și ar trebui să treacă granița mâine, pentru că au spus că au nevoie să se odihnească, mai ales copiii, fiecare au câte 3 copii și în ultimele 2 zile și jumătate acolo au dormit în general prin benzinării. Și atunci, cu mașinile pline și bagaje și 3 copii plus soț și soție, destul de complicat, și vreau să se odihnească. Răzvan, apoi să încerce să ajungă în România. Știi ce vreau să te întreb? Cum e în momentele astea soția ta? Pentru că soția ta este ucraineancă. Păi, este 20 de ore, sau nu, să spunem 18 ore, este cu telefonul deschis, adică mă refer în discuții, cu tot felul de prieteni, prietene și cunoștințe pe care încercăm să-i ghidăm, dându-le informații cam unde se pot îndrepta și despre ce e vorba atunci când ajung în România. Și ce să zic, situația sau starea de spirit a soției nu e prea bună, sincer. Situația nu e prea bună, soția ta ucrainiancă, mai avea pe cineva acolo? Știu că avea o soră care a plecat în Japonia, nu? Da, sora este plecată în Japonia, părinții din păcate nu mai sunt în viață de ceva vreme, dar avem alte rude de la gradul 2 încolo, să spunem așa, gen verișori, mătuși, unchi și alții, alte rude de genul ăsta, care nu, sincer, nu doresc să plece de acolo. Nu doresc să plece de acolo? Nu. Dar știi ce vreau să te întreb? Ia, ce zice de toată situația asta? Păi, nu prea are, să spunem așa, explicații, pentru că explicațiile, cred că e foarte greu să le găsești.
oamenii de acolo întreabă același lucru. De ce ai, în 2022 ai putea ataca un stat suveran și independent? Probabil că adevărul, nu știu, nu o să-l aflăm niciodată, sau ce a stat în spatele acestei decizii a președintelui rus, dar cred că sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm de adevărat, cu adevărat, și sunt foarte multe fake news-uri, sunt foarte multe lucruri aruncate în presă, astfel încât să, și această manipulare și, știu, în războiul, din punct de vedere al informațiilor, este unul, cred că, mai, chiar și mai nu neapărat mai presus de ceea ce se întâmplă fizic, pentru că ceea ce se întâmplă fizic și imaginele pe care le văd și eu și pe care, și am multe alte imagini pe care le-am văzut în trimise de prieteni, dar manipularea informației și ceea ce se întâmplă, încă o dată, în mass media, sunt foarte multe lucruri care nu sunt adevărate și nu mai știi ce să crezi. Asta e și o mare problemă. Știi ce vreau să te întreb? În perioada când tu erai în Ucraina, presupun că aveai și colegi ruși, și vreau să te întreb, era prietenie între colegii tăi, între ucrainieni, ruși? N-am avut nicio problemă. Nu, n-am avut niciodată nicio problemă. Aveam, erau, să spunem așa, în zona în care eu am stat, se vorbea exclusiv limba rusă. Și în Donețk. Da, în Donețk. Și atunci când mergeam în partea vestică, să spunem, la Lviv, să jucăm, de exemplu, la Lviv, era oarecare, să spunem, glumă între, sau erau chestii de glumă între cei care erau, atunci când noi ajungeam acolo și vorbeam doar limba rusă, știind foarte, adică toată lumea știa limba ucraineană, mai puțin noi străinii, dar ucrainienii știau ambele limbi, dar cei din vest vroiau sau vorbeau exclusiv doar limba ucraineană. Și adică nu era ceva ca un conflict, era pur și simplu faptul că cei din vest vorbeau și îți răspundeau doar în limba ucraineană, nu în rusești. Răzvan Raț, îți mulțumim mult de tot că ai intrat în direct cu noi. Sănătate prietenilor, apropiaților, soției tale. Mai am ceva să spun, de fapt, îmi cer scuze, mai am ceva să spun, pentru că am observat, sunt anumite probleme, să spunem așa, în ceea ce privește cum trece, pentru că am avut ocazia să vorbesc cu cineva care a trecut granița după 8 ore de mers pe jos, după foarte multe ore de stat în mașină. Și apropo de, îmi spunea care sunt practic nevoile reale a unui om care fuge de război și trece în România, este o mare problemă în partea în partea română, să spunem așa, a granițelor, în sensul în care totuși ei spuneau că parcă birocrația ar trebui un pic eliminată, în sensul că se merge foarte greu din punct de vedere al granițelor și cum... Am văzut un anunț al autorităților că o să simplifice foarte mult procedura asta pentru a fluidiza cât asta mai repede. Da, asta spuneau și că după ce au stat și în momentul în care granița ucraineană sau cei de la granița ucraineană le-au dat drumul, nu-și mai are niciun rost în momentul în care oamenii sunt cu bagaje și sau cu ce au în mână și copiii, nu-și mai are rostul un alt control foarte amănunțit, astfel încât să nu fie fluidă trecerea. Da. Și în afară de asta mai sunt și alte probleme gen roviniete și alte lucruri pentru care nu cred că și-au rostul la momentul ăsta, mașinilor cu mașinilor ucrainiene care trec granița. Răzvan, îți mulțumim mult de tot. Lumea poate să ia legătura cu tine pe rețelele de socializare. Răzvan Raț, mulțumim mult de tot. Să sperăm că o să auzim numai lucruri bune. Zi bună! Numai mă bucur bine. Că v-am auzit.
În toată perioada asta, știi cum povesteam, că sunt foarte mulți oameni care s-au unit să ajute. Așa uite, e. La Iași, mai exact la Costești, Anișoara Postulache este alături de noi. Ne-a văzut aici la emisiune doamna doctor care a venit să ne cânte, asistenta care a venit să ne cânte. Acum este voluntar acolo în Iași, unde ajută, practic, refugiații să-și găsească un drum, să-și găsească o casă, un acoperiș. Bună ziua, dragilor! Cum e Anișoara? Da, mă aflu la Iași. Cum? E greu. Aseară am fost la Vama Costești, am adus și am cazat două familii. Am tradus, am fost consilier și medical, am luat un avocat cu noi, a fost consilier juridic, ne-a ajutat din toate punctele de vedere. Acum suntem în Iași, se așteaptă un flux mare de refugiați, încercăm să-i cazăm pe toți. Merg cu asociata, colega mea de la Caritanii, care ne ajută mereu, este alături de noi, să ducem niște paturi din spumă, pe care pot fi puse niște pături și cei care vor să rămână la aeroport să poată dormi pe ele. Avem foarte mulți oameni implicați din toată țara. Numărul meu este linia roșie, cumva, din Republica Moldova. Mă sună oameni de pe ambele maluri ale Prutului. Ieri a fost un coleg de-al nostru în Vama Albița să vadă care e situația și când a ajuns el nu era nimeni, dar într-o oră s-au adunat foarte mulți refugiați pe care am reușit să-i cazăm și pe ei. La fel la Vama Sculeni, traficul este foarte ok, se trece foarte repede. Problema cea mai mare este la Vama Siret și la Vama Isacea, unde sunt cozi kilometrice. Niște șoferi de tir au rămas de zile bune acolo și au stat blocați. Am reușit să iau legătura cu domnul Raed Arafat să facem posibil trecerea lor mai rapidă, pentru că ei aveau marfă în tiruri și era imposibil să treacă vama așa de simplu. Oamenii trec pe jos, acolo este un timp foarte rece, la fel este și la Iași, dar dacă e partea din nord, e mult mai frig la ei. Am mobilizat foarte multă lume, ne ajută colegii de la ISU, ne ajută colegii de la SMUR, de la Crucea Roșie, foarte multe ONG-uri implicate, foarte mulți oameni civili, oameni simpli care ne ajută. Anișoara, îți mulțumim mult de tot că ești implicată acolo la Iași și cine vrea să ia legătura cu tine te poate căuta pe Facebook Anișoara Postolache. De asta dăm și adresele de social media pentru că poate sunt oameni care vor să vă caute și să vorbească cu voi. Îți mulțumim mult de tot! Numărul meu este public, așa că cei care aveți nevoie de cazare gratuită, de transport gratuit prin toată România, avem legături. Ne ajută foarte mult Codin Maticiuc, adică lumea s-a implicat, într-adevăr. Bogdan Tănase, Ștefan Mandachi, sunt niște numii notorii care ajută pe oricine și inclusiv eu. Mulțumim foarte frumos. Mulțumim mult de tot, Anișoara. Încercăm să vorbim. Ieri am avut la telefon, prin Skype, pe Sergiu Șchiopu. Este unchiul soldatului de naționalitate română mort în Ucraina. Ieri n-am reușit să ne auzim din cauza internetului. Acum sper că ne auzim. Sergiu, te salut! Bună ziua! Acum ne auzim. Ieri erai în drum, plecai normal, în trafic, prin țară, cu tot ce se întâmplă. A apărut știrea asta că, iată, un soldat român a murit în Ucraina, dar de fapt era un soldat ucrainian de origine română și e vorba de nepotul tău. Da. Era de etnie română, cetățean ucrainian, dintr-o comunitate de români din partea din Transnistria ucraineană, sunt acolo câteva sate de români și de acolo se trage mama mea, de acolo provine. Andrei Dumbrava este este nepotul tău, cel care a murit în Ucraina. Câți ani avea? 32. 32 de ani. Practic el soldat în armata ucraineană. Da. Cu contract, angajat cu contract, era plutonier. Cum ați aflat vestea asta cumplită? În ziua de 24, prima zi când a început războiul, m-am trezit, am primit mesaj pe WhatsApp de la rudele noastre din Ucraina. Un mesaj scurt, sec, a început războiul, am pornit repede televiziunile să văd ce se întâmplă, televiziunile rusești care sunt libere. Am fost conectat toată ziua la ce se întâmplă. Am vorbit cu un verde al meu care era în Kiev în momentul acela și îmi spunea, am vorbit în stat
și a fost o explozie puternică la antena radar, care era la 2 km de sat, la 2 km chiar de casa mătușii mele. Mi-au spus că au murit foarte mulți oameni, nu aveau informații, inițial au spus că 18 oameni, am văzut și pe presa românească această știre, dar mă rog, am trecut-o cu vederea și spre seară, când am vorbit cu rudele, am înțeles că mi-au spus că printre cei 22 de oameni este și Andrei. Da, a fost făcută unitatea una cu pământul, erau de bază acolo la o antenă mică, radar, nu era nicio unitate importantă, nu era nicio unitate, wow, să păzească nu știu ce armamente sau să... Da. Și așa s-a întâmplat că primii soldați, primii militari oficial declarați uciși în război, au fost, printre ei au fost și unul de etnie română. Știi ce? Condoleanțe familiei. E tot, cred că ce putem spune în clipele astea, și ferească Dumnezeu de așa ceva. Știu că și tu te-ai implicat acum în a ajuta refugiații din Ucraina și a da o mână de ajutor autorităților și oamenilor care vin de acolo, de busolați. Da. Da, pentru că am multe de acolo, pentru că știu limba rusă, cunosc, vorbesc la perfecție limba rusă, pentru că am mulți prieteni acolo care mă sună și încercăm să ținem legătura cu ei și încercăm să ajutăm cu ce putem. Noi suntem, eu sunt pastor într-o biserică pentecostală aici în București și la nivel de comunitate ne-am organizat să ajutăm cât mai mult, cât putem. Am făcut, organizat centre pentru refugiați, ducem alimente, ducem haine. Aseară, când m-ați sunat, ieri eram, trecusem cu bacul de la Galați în partea cealaltă spre Tulcea, nu mai aveam semnal, mergeam spre Isaccea. Am reușit ieri cu ajutorul Dumnezeu să aducem 40 de persoane pe care le-am cazat, le hrănim, le oferim asistență juridică, pentru că au probleme. Una dintre cele mai probleme este că nu au mulți acte, mulți dintre copii nu au acte. Ambasada, consulatul ucrainean... Au plecat de acolo Val Vârtej și nu au reușit să-și mai ia actele, să-și mai afle nimic. Consulatul ucrainean, ambasada ucraineană, au dat un răspuns sec, nu putem să emitem din cauza situației din Kiev, nu mai emitem documente. Și stau oameni aici și în situația asta sunt foarte mulți. Și încercăm să găsim cum putem să-i ajutăm din punct de vedere juridic. Da. Asta este cea mai mare problemă după cea legată de transport, o altă problemă. Dacă pentru cazare sunt mulți, foarte mulți oameni care se oferă să cazeze, e mai greu cu transportul. Mai greu cu transportul și cea mai mare problemă este cu partea legală. Îți mulțumesc mult de tot, Sergiu, că ai intrat în direct cu noi. Noi o să afișăm pe ecran conturile celor de la Crucea Roșie, iar pe cei de acasă îi rog doar să facă o fotografie la ecran pentru a le avea mai ușor sau să le caute pe rețelele noastre de socializare. Cu siguranță le vor găsi. Sergiu, condoleanțe încă o dată și să auzim numai de bine. Dacă îmi permiteți, doar câteva secunde, dacă mai permiteți. Am văzut în zilele astea o altă față a oamenilor, o față umană de care credeam că nu mai există, că au pierdut-o oamenii. Și am văzut că încă știm să iubim, încă știm să ne ajutăm, să ne respectăm și să ținem unii la alții. Și asta este cel mai important, da? Cât suntem încă în viață, să ne apreciem și să ne iubim unii pe alții. Pentru că mama mea a murit când eu aveam 20 de ani, avea 49 și am fost un rebel când eram în adolescență, tânăr, și când după ce am murit mi-am dat seama că nu i-a spus niciodată mamă te iubesc. Și după mormântare au trecut vreo câțiva ani, am maturizat și mi-am dat seama că nu i-a spus niciodată că te iubesc. M-am dus la mormânt, am îmbrățișat crucea și am spus că o iubesc, dar am simțit doar o cruce rece și am înțeles că nu ajută la nimic. Și am înțeles, dragilor, că degeaba mergi la mormântare și la priveghi și spunem cuvinte frumoase despre cineva dacă atunci când suntem în viață nu știm să ne iubim și să ne apreciem în viață. Mulțumesc foarte mult! Eu îți mulțumesc pentru acest mesaj de final extrem de puternic și, într-adevăr, foarte multă solidaritate din partea alor noștri și multă umanitate și poate când suntem în viață, într-adevăr, să ne prețuim mai mult și să ne respectăm mai mult. Mulțumesc frumos! Mulțumim mult de tot, Sergiu Șchiopu! Mulțumim! Ați stat cu noi și vă mulțumim. Apropo de asta, eu mă bucur când văd că și Republica Moldova s-a implicat 100%, chiar din prima zi, din a doua zi, și acolo vă mulțumim. Se dau mână de ajutor. Da, bineînțeles. Și mă bucur foarte mult. Noi ne bucurăm, de fapt, foarte mult când vedem
că noi ca vecini pentru Ucraina întindem o mână fără să ne gândim la nimic altceva decât să ajutăm oameni, pentru că la urma urmei e vorba despre vieți și despre noi. Suflete. Așa și este. Ne-a rămas doar să ne rugăm pentru oamenii de acolo, pentru și pentru noi toți, la urma urmei, să ne rugăm că o să fie totul bine. Vă mulțumesc mult și rămâneți oameni buni pe ProTV. Știrile ProTV o să vă țină la curent cu tot ce se întâmplă din punct de vedere militar, din punct de vedere al refugiaților, din absolut toate punctele de vedere. Vă mulțumesc mult de tot că și ați venit. Mulțumim.